Bun găsit, stimați telespectatori! O să vă facem o invitație ciudată, eu și invitatul meu de această dată, să veniți cu noi în pustia Iudeei puțin, să analizăm viața unui om de excepție care a trăit în urmă cu aproape 2000 de ani, Ioan Botezătorul, pe care Dumnezeu l-a folosit într-un mod excepțional pentru trezirea poporului său. Invitatul meu este pastorul Suciu Ezechiel, original din zona Clujului, acum, pentru o vreme doar, vine el înapoi, în Seattle, Washington, Statele Unite. Bine ai revenit. Bine v-am regăsit. Cum să-i invităm, cum să-i ducem pe cei care ne urmăresc în pustia Iudeii? Dumnezeu lucrează de multe ori într-un mod ciudat, cu oameni la care nu te aștepți că ar putea folosi, în locuri în care nu te gândești că ar putea să devină centru de misiune. Ne-am așteptat să fie la templu, centru de misiune, în inima Ierusalimului și iată că Dumnezeu își așează cartierul trezitor în pustie, lângă Iordan și printr-un pusnic. Așa am și intitulat meditația noastră de astăzi, când trezirea vine printr-un pusnic, printr-un om al pustiei. Este vorba deci de ultima trezire pe care am surprins-o parcurgând trezirile Vechiului Testament, deși ea este ultima Vechiului Testament, este descrisă în Noul Testament, ea făcând legătura între cele două perioade de timp. Trezitorul, deci, pe care Dumnezeu îl folosește, acest Ioan Botezătorul, supranumit cel de-al doilea Ilie, le-am putea spune, pentru că, într-adevăr, vine, spune Biblia, în Duhul și în puterea lui Ilie, nici de cum să nu se creadă. Am auzit și creștini care au căzut în astfel de capcane că ar fi în reîncarnarea lui Ilie. Noi știm, zice cuvântul Domnului și în Evrei 9:27, că omul îi dat să trăiască o singură dată, iar după aceea nu vine reîncarnarea, ci vine judecata. Deci avem o singură șansă viața aceasta. Mergem să în Duhul și în puterea lui Ilie, zice doctorul Lucan 1:17. Este singura trezire, care o face iarăși unică într-un fel, anunțată de Dumnezeu cu circa 400 de ani înainte de a avea loc. Dar să nu mergem, să nu ieșim din pustie încă. De ce oare Dumnezeu găsește cu cale să-și ducă solii lui uneori într-o pustie fizică, alteori, sigur, într-o izolare umană sau chiar în sânul societății, dar totuși într-o poziție de izolare? E bună întrebarea. Am văzut în istoria bisericii mulți astfel de oameni. Mi-aduc aminte de Savonarola, care s-a retras, dar chiar și apostolul Pavel, care spune că 3 ani a stat în pustia Arabiei, nu? El și Dumnezeu. Savonarola s-a retras și el o vreme, câțiva ani de zile, și când a venit din această adâncă părtășie cu Dumnezeu, a dat foc Florenței și până l-au omorât pe rug cei din timpul lor. Sigur, figurativ a dat foc. Da, a dat foc. Să nu ia cineva la propriu. Să nu ia dat cineva. Da, din punct de vedere spiritual a zguduit Florența și oamenii se întorceau tremurând la gândul că Dumnezeu i-ar putea surprinde în toată de stare. Deci uneori pentru a te încărca mai mult de Dumnezeu trebuie să te izolezi, nu neapărat mergând pusnic, dar oricum să-ți faci timp pentru Dumnezeu mai mult, deci separându-te de oameni. Oricum Dumnezeu de la creație, de la început, mai ales din legea lui Moise, ne-a dat opriri în viață. Opriți-vă să știți că sunt eu Dumnezeu. Noi suntem prinși în mecanismul ăsta al vieții de fiecare zi, încât nu ne dăm seama că ne fură de la cele esențiale și alergăm după cele urgente și după lucruri de multe ori care n-au valoare și nu rămân în urma noastră. Dumnezeu a zis, lucrezi 6 zile, a 7 zile oprește-te, ieși din toate, scoate din priză mintea ta și trupul tău și gândește-te la cer, la Dumnezeu, la viață. Cu atât mai mult sunt oameni care și-au luat, așa zis, ani sabatici, în care oamenii s-au pus deoparte pentru ca să-și reevalueze viața, de unde vin, să răspundă la marile întrebări ale vieții, că până la urmă a mânca, te culca, iar să te scoli, iar să te duci, iar să lucri, iar să mănânci, să te culci. Până la urmă, care e sensul, nu? Oameni care au zis,
De unde vin? Unde mă duc? Ce-am de făcut? Ce-i cu Dumnezeu? Eu ce rol am? Unde e starea mea? Deci, pentru a nu fi pus în tiparul societății a lumii și în setul lui de valori, trebuie să fii turnat în tiparul lui Dumnezeu și trebuie să ai timp de Dumnezeu. De multe ori trebuie să te așezi într-un cuptor din asta care te topește și care te învață disciplinele spirituale. Și îmi place că la Ioan Botezătorul îi se descrie și îmbrăcămintea și dieta alimentară. Ioan, ca un soldat. Evanghelistul zice, a venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. Ioan Botezătorul. Ce semnificație are numele Ioan? Da, numele lui este o evanghelie încapsulată într-un cuvânt. Pe când Israel ar fi meritat judecata lui Dumnezeu să vină peste el datorită stării spirituale. Și lumea întreagă de altfel. Și lumea întreagă de altfel. Acum lor li se cerea mai mult, că li s-o da mai mult. Dumnezeu vine cu Ioan, care înseamnă îndurare. Dumnezeu întâmpină poporul cu îndurare. Dar pentru ca să vină îndurarea, trebuia pregătit terenul îndurării. Că adevărata îndurare sau îndurarea la chipul superlativ, în modul superlativ, a venit în Hristos Domnul. Dar cineva trebuia să pregătească terenul. Ca un gest al îndurării divine, Dumnezeu trimite pe Ioan Botezătorul să-i trezească, încât zice ca la venirea mea, zice Domnul, Domnul Hristos, să nu lovesc țara cu blestem. În Maleachii ultimele versete. Țara ar fi meritat blestemul după starea spirituală. Dar Domnul zice, am un gând, un plan ca să-L aduc pe Hristos, îndurarea mea pe pământ, să dau șansă mântuirii oamenilor. Numai terenul trebuie pregătit. Și acest Ioan Botezătorul, trezitorul, vine să trezească națiunea lui Israel ca să pregătească un popor, zice Luca, capitolul 1, bine pregătit pentru el. Prin această prismă, dezbaterile astea, care au fost multe la număr, făcute pe tema trezirilor și a trezitorilor, și au o importanță sau ne aflăm și noi în treabă să discutăm din Biblie? Cineva zicea că se face analiza literară a unor texte. Da. Sigur că suntem într-o situație, până la urmă, chiar asemănătoare cu aceea de atunci. Noi așteptăm venirea a doua oară a lui Hristos. Ori a sta în nepăsare și în întuneric spiritual, a dormi din punct de vedere spiritual, înseamnă a aștepta blestemul, adică judecata lui Dumnezeu. Dar nu ar fi trebuit noi, care vorbim de trezire, să apărăm cum a apărut Ioan Botezătorul, așa foarte, cum se spune, șocant și nepopular în ce era el îmbrăcat, ca să luăm aspectul fizic. Da. Eu cred că, în primul rând, când se vorbește de îmbrăcămintea lui, este și un indiciu ca să se spună, ăsta-i Ilie pe care l-am promis. Pentru că era exact îmbrăcămintea lui Ilie. O haină de păr cu curea încinsă la mijloc. Dar, pe de altă parte, vedem și omul care știe să trăiască viața așa de simplu, un fel de soldat al lui Hristos, care îi este suficient să aibă ce mânca, ce îmbrăca și acelea într-un mod cât mai simplu, pentru ca să aibă toată disponibilitatea să se consacre lui Dumnezeu. Pavel, de exemplu, recomandă, dacă se poate, să nu ne căsătorim. Dar nu pentru că e păcat a te căsători, ci pentru că nu mai ai disponibilitatea așa mare ca și unul care nu ești încurcat cu treburile vieții. Nu neapărat păcătoase treburile vieții. Dar avem și noi 24 de ore și 7 zile în săptămână ca și orice om. Oricât poți să te dai lui Dumnezeu, atât cât mai rămâne de la celelalte lucruri de multe ori. Un astfel de om, ca și Ilie, ca și Pavel apostolul, ca și Domnul Hristos, de altfel, care e exemplu suprem, au simplificat viața lor într-un mod deosebit. Și au stabilit corect prioritățile. Exact. Au zis, împărăția lui Dumnezeu și lucrarea la care-s chemat este esențială. Și ce rămâne de la aceasta, mai dau la altele. Nu ce rămâne de la altele, dau lui Dumnezeu, cum de obicei cei mai mulți facem. Așa că a fost o personalitate extraordinară. A fost anunțat de Duhul lui Dumnezeu trezirea cu 400 de ani, dar el a fost anunțat cu 700 de ani înainte de a veni pe pământ. Isaia 40, un exact, glas strigă. Isaia 40, da. Strigă. Pregătiți în pustie calea Domnului. Calea Domnului. Și iată pe cel care pregătea. Și este și citat acel verset din Isaia în Matei 3 și în Marcul capitolul 1.
acest Ioan Botezător a pregătit până la urmă marea trezire și trezirea cea mai mare, pentru că până acum am văzut că trezirile la nivel de familie, de trib, de națiune până la urmă. Dar trezirea care vine după Ioan Botezătorul, trezirea Fiului lui Dumnezeu, este trezire internațională. De acolo pornit până la marginile pământului, trezind oameni din moarte, aducându-i la viață. Deci este într-adevăr preambulul sau trezirea care pregătește trezirea mare a prin Fiul lui Dumnezeu. Cum îl evaluează Domnul Iisus pe Ioan Botezătorul? Este numit de Domnul Hristos acest Ioan ca fiind cel mai mare proroc născut din femeie. Spune asta în Matei 11 cu 11 și în Luca 7 cu 28. Este surprinzător într-un fel că noi oamenii avem felul nostru de a cântări. Dacă l-am comparat pe Ilie cu Ioan Botezătorul. Am zice, păi Ilie a făcut atâtea minuni și Elisei de asemenea ucenicul său, pe când despre Ioan se spune că n-a făcut nicio minune. Se spune foarte clar în Biblie. Deși cea mai mare minune este că a pregătit o națiune să-l întâmpine pe Mesia. Bine, nu toată națiunea, că au rămas atât de mulți vrăjmași că l-au putut omorâ pe Domnul în 3 ani și jumătate de lucrare. Dar a trezit o rămășiță, un popor. Și a pregătit contextul în care viața Domnului Iisus Hristos să poată să decurgă așa cum a decurs. Da. Ceea ce este vrednicare de remarcat este că, cum spuneam și cu o emisiune înainte, el este fiul de preot, iată ca un fel de al doilea preot, ar fi putut să fie și el preot, ca și tatăl său, care se pare că era nu numai preot, ci chiar mare preot, pentru că îl vedem intrând în Sfânta Sfintelor. Se pare că erau mai mulți preoți și mai mari și veneau pe sorți ca să intre toți la slujire, după cum era organizarea de la templu. Și este anunțat în această familie a lui Zaharia și Elisabetei, o familie de oameni ai rugăciunii, o familie care nu au copii și Dumnezeu face o minune și se naște precum Isaac odinioară din Sara. Și foarte interesant că Zaharia, tatăl lui, nu crede profeția, mă rog, mesajul, rămâne mut și se deschide gura doar când se naște. Când trebuie să-i pună numele, să-i zică, se va numi Îndurare. Și toți concetățenii se întreabă oare ce va fi pruncul acesta din moment ce se naște într-un astfel de context. Da, cu un astfel de nume, cu astfel de semne însoțitoare. Dacă am putea spune că aici a fost o minune, că ăsta, tata a murit, a rămas mut și a trebuit să-i se deschidă într-un mod spectaculos. A fost o vindecare instantanee cu ocazia respectivă. Este anunțat ca fiind, va fi o mare bucurie pentru tot norodul și pentru familia lui și totuși este decapitat, este primul trezitor decapitat și își plătește slujba cu propria lui viață la numai vreo 32-33 de ani, pentru că era cu jumătate de ani mai mare ca și Domnul Hristos și moare înainte ca Domnul Hristos să pornească lucrarea. Și ne întrebăm în ce fel a fost mare bucurie de vreme ce a murit la jumătatea vieții pământești, ba chiar mai degrabă. Mă gândesc că părinții erau destul de bătrâni să nu-l mai fi prins decapitarea. Posibil, pentru că l-au născut la așa vârstă înaintată, să nu fi fost în viață când el a fost decapitat. Dar s-au bucurat părinții și mai ales s-au bucurat poporul de un astfel de om care a marcat națiunea cu personalitatea lui deosebit de puternică. Este singurul despre care s-a prorocit și s-a și împlinit de altfel că va fi umplut cu Duhul Sfânt încă din pântecele mamei lui. De fapt, mama lui s-a umplut de Duhul Sfânt când Maria i-a făcut urarea și era rudă cu, erau verișori Iisus cu Ioan Botezătorul și cum am spus a născut ca Isaac dintr-o mamă care nu putea să nască și cu vreo 6 luni înainte a fost conceput și născut înainte de Domnul Hristos. Și nașterea lui, dacă el n-a făcut minuni, nașterea totuși a fost însoțită de niște minuni, pentru că un înger al Domnului a venit în Sfânta Sfintelor să-l anunțe pe Zaharia că acum se va împlini ceea ce te-ai rugat și cred că nu se mai rugau, pentru că trecuse orice speranțe, probabil s-au rugat 10 de ani, au încetat să se mai roage și pe când nu mai era nicio speranță, Domnul a zis, nu acum se împlinește
și te-a ascultat Dumnezeu rugăciunile. De ce se impunea un om atât de mare să vină la acest moment al istoriei poporului lui Dumnezeu din Vechiul Testament? Era nevoie de un astfel mare proroc, de cel mai mare proroc de altfel, de un proroc special, pentru că și lucrarea era de maximă dificultate, importanță. Sensibilitate, importanță. Era punctul central al istoriei mântuirii lui Dumnezeu, dacă vrem, pentru că acum se pregătea coborârea lui Dumnezeu cu noi, sau între noi, Emanuel, Dumnezeu cu noi. Pentru aceasta Dumnezeu a chemat cel mai mare proroc din toată istoria. Dacă tot am făcut comparația și s-a citat numai jumătate din ce a spus Domnul Iisus despre Ioan, cum înțelegem, facem o paranteză, că e totuși cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu, deci cel mai mare dintre proroci și cel mai mic după noul legământ? Da, eu înțeleg asta pentru că aici se compară doi oameni, dacă sau două stări din două lumi diferite. În lumea noastră, în lumea umană de acum, în cele 6.000 de ani de când există pământul și omenirea pe pământ, n-a fost un proroc mai mare. Deci el este cel mai mare, îmi spune noi. Dar în lumea viitoare, noi vom fi deasupra îngerilor. Deci cu tot altă statură vom avea. Și atunci cel mai mic din lumea viitoare, care și cel mai mic va fi mai mare ca un înger, nu? Așa? Ca și stare și ca și condiție, ca și condiție umană, așa, este mai mare decât normal. Statutul lui Ioan, dar acum punem altfel problema, tot în paranteza asta. Ioan din lumea viitoare, din împărăția viitoare, va fi mai mic decât un membru al bisericii, de exemplu, mântuit, un copil al lui Dumnezeu. Că unii așa înțeleg. Dumnezeu nu are două feluri de mântuiți sau două feluri de salvați. De la Abel, cum zice Domnul, și până la noi, sunt prorocii lui Dumnezeu, sunt oamenii lui Dumnezeu. Ba mai mult, cuvântul Domnului spune și în Cartea Evreilor, că ei ne așteaptă pe noi. Avram este numit tatăl tuturor credincioșilor, adică și al nostru, dar Avram a trăit cu 4.000 de ani înainte de mine. Cred că va trebui să facem o emisiune pe tema asta, dacă adunarea din pustie a Domnului, adunare sau biserică, eclesia până la urmă e identică cu eclesia, cu biserica nou testamentală, dar cred că nu putem să divagăm pentru că avem doar o jumătate de oră și oricum în cartea ta Trezește-te tu care dormi ai prins în două lecțiuni discuția despre Ioan Botezătorul, deci haide să... Da, prima lecție mai mult am pus accentul pe personalitatea acestui om, pe chemarea acestui om. Și aici aș face o observație, dacă îmi dai voie. Mulți profită de chemările la slujbă, confundând cu chemarea la mântuire. Ioan, într-adevăr, dacă a fost anunțat cu 700 de ani, am putea să spunem că a fost predestinat de Dumnezeu să fie marele proroc. Așa. Dumnezeu și-a permis să cheme în chip de predestinare pe mari oameni ale Dumnezeu, dar asta nu înseamnă că și mântuirea e în chip automat, cum presupun unii care spun Dumnezeu a hotărât de la începutul lumii cine să fie mântuit și cine nu. Deci de nu mă târnă de noi. Pentru mine sunt clare lucrurile în Romani 8, zice pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a hotărât mai dinainte. Deci dacă există o predestinare, este în baza precunoașterii lui Dumnezeu, nu exclude liberul arbitru și ceea ce omul face. Deci, și Apostolul Pavel spune, din pântecele mele m-a pus deoparte. Dar nu înseamnă că el n-a făcut... Dar el zice, mă port aspru cu trupul meu, ca nu cumva să fiu lepădat. Da. Da, deci a fost nevoie din cauza faptului că el a fost antemergătorul Domnului Iisus Hristos, a contribuit la netezirea căii Domnului, la dealurile care caracterele oamenilor trebuiau coborâte, altele înălțate. Și nu numai că i-a dus din întuneric la lumină și i-a trezit spiritual, dar el i-a dus mai departe și i-a predat Domnului Hristos, zicând eu trebuie să scad, el să crească și ucenicii lui, el i-a pus în legătură cu Hristosul și a zis iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Să vedem puțin și destinatarii sau subiecții acestei treziri. Este din nou și din nou același popor al lui Dumnezeu,
sau aceiași oameni care din neascultare, din neveghere, din ignoranță, din atâtea... Doar că din altă generație, nu? Așa. S-au depărtat iarăși de Dumnezeu. Înclinația naturală a noastră este să mergem în jos ca pe tobogan. A fi un om trezit înseamnă să mergi împotriva curentului. Ori este foarte călduț și comod să te duci cu curentul. Un om trezit trebuie să meargă invers a curentului omenirii și a lumii din jur. Și asta presupune jertfă, durere și putere și credință de a înfrunta. Isaia descrie bine timpul în care vine Mesia, în care vine Ioan Botezătorul, că doar numai cu 6 luni era mai vârstnic. Întunericul domnea peste Zabulon, peste Neftali, peste ținuturile acelea. Întuneric, bineînțeles, nu ne gândim că nu era curent electric sau nu era soare, ci era în Matei 4 se citează versetul 15 și 16 despre acest întuneric și asta era starea poporului. Norodul acesta care zăcea, nu zice că umbla în întuneric, cum zice Isaia, ci zice zăcea, e un cuvânt și mai greu, a zace, înseamnă într-adevăr o adormire și o boală spirituală cumplită. A văzut o mare lumină și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții. Iată, de fapt, statutul nostru de oameni nepăsători de Dumnezeu înseamnă să stai în umbra morții, încă un pic și ai intrat în moartea eternă, despărțit de Dumnezeu, fără șansa de a mai fi mântuit. Asta a fost starea. De aceea Ioan Botezător avea o slujbă extraordinar de mare, ca din acest întuneric gros, din această zacere în păcat, să smulgă un popor și să-l pregătească, o parte din poporul lui Dumnezeu să-l pregătească ca și, am zice noi, leagănul în care coboară Mesia și duce. Deci și de această dată suferința fizică, socială, politică, morală era unul din stimulanții trezirii. Da. Și este pomenit aici încă o trăsătură de decădere. Spune Maleahii că el va aduce inima părinților spre copii și a copiilor spre părinți. Se pare că, acum unii zic asta, Israelul de atunci erau părinții marilor oameni al lui Dumnezeu, Avram, Isaac și Iacob, să spunem așa, și da, inima copiilor spre părinți, dar cum o aduce a părinților spre copii? Dacă am luat interpretarea asta, pe Avram nu-l mai pot aduce la ăștia că era mort deja. Cred că era vorba de generație. Era, cred că generația aceea, cum astăzi trăim într-un gap, zicem noi, în America, adică e așa o prăpastie între generația tânără și generația părinților. Această explozie de modernism care ne fură tinerii. Emancipare. E o mare prăpastie între părinți și copii. Părinții încep să trăiască în lumea lor, copiii și părinții străini de lumea celorlalți. Se vorbește chiar că între diferite vârste de copii și de adolescenți, de tineri, sunt deja prăpastii, pur și simplu sunt formați altfel din cauza așa tehnologiei. Pentru că schimbările nu sunt de sute de ani, câteodată nici de zeci de ani, cum spui, ci în câțiva ani de zile se schimbă fața lumii, economic, financiar, din social. Din nefericire în rău, nu în bine. Din nefericire scapcane care, generația tânără trebuie să se îndrepte spre părinți ca să fie învățată și generația părinților să recupereze și tineretul. Și ce mesaj a avut Ioan Botezătorul? Ce mandat i-a încredințat Domnul Iisus? Dumnezeu Tatăl, în prima fază. Este interesant de citit Matei 3, de exemplu, și în alte texte din Scriptură. Ar fi bine să citim. Da. În vremea aceea a venit Matei 3, capitolul 1, versetul 1. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovădea în pustia Iudeii. El zicea, și ceea ce a zis Ioan, exact așa a început și Domnul Hristos. Pocăiți-vă. Asta este cuvântul care exprimă trezire din morți. Trezire din păcat. Întoarcere spre Dumnezeu. Spatele la păcat, fața la Dumnezeu, că de obicei suntem cu fața la păcat și cu spatele la Dumnezeu și de aceea spunem o întoarcere de 180 de grade. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Dacă atunci era aproape și a venit prin Hristos, de fapt, acea împărăție în chip primordial. Dar acum suntem mai aproape de ea.
Ioan este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia, care zicea, iată glasul cel ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Și locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeia și din toate împrejurimile Iordanului, au început să iasă la el. Mesajul lui era mesajul pocăinței, singurul salvator. Și mărturisindu-și păcatele, detaliază ce înseamnă de fapt această pocăință. Să-ți dai seama că ești păcătos, să mărturisești păcatul, să te botezi, dar mai ales să schimbi viața. Pentru că au venit unii dintre farisei, dintre mai multe categorii au venit, saduchei, dintre preoții din timpul acela, care au zis, mă, dacă trebuie făcut un ritual și trebuie să ne botezăm, nu-i mare lucru, o baie la Iordan și am intrat în împărăție. Ioan, peste care era Duhul lui Dumnezeu, fiind cel mai mare proroc de altfel, a ieșit în fața lor și a zis, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mâneri viitoare sau să trișați, să zic așa, pe Dumnezeu? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. O pocăință autentică presupune conștientizarea păcatului, mărturisirea păcatului, lăsarea păcatului și trăirea unei vieți de rodire sfântă, adică fapte vrednice de pocăință. Să nu credeți că veți putea zice, asta era pe ce să culcau. Noi suntem aleși, apropo de, da, pentru că ne naștem din Avram. Și nu zicem și noi românii că suntem de 2000 de ani creștini și sigur că vom merge cu grămada în rai. Nu se merge numai așa. Pentru că suntem mântuirea români. Este personală. Zice, să nu cumva să ziceți, avem ca tată pe Avram. Că să vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avram. Și anunță ceea ce îi va fi o cursă pentru Ioan, anunță judecata lui Dumnezeu. Judecata care pândește toată omenirea, doar că încă n-a venit. Și Ioan o anunță și încă n-a venit nici astăzi, deși totdeauna există o judecată parțială a lui Dumnezeu de-a lungul istoriei, dar judecata finală, totală, de plină. Atât de interesant e ce spune Domnul Iisus în Luca 13, când vin la Domnul Iisus, uite ce s-a întâmplat, apropo de tragedia de la colectiv, uite ce s-a întâmplat cu cei omorâți de Pilat, turnul, cu turnul Siloamului, mă rog. Și Domnul Iisus le spune ceva și nu ne oprim că n-avem timp, ceva de genul, nu vă mirați că ei au murit, n-au fost mai păcătoși ca voi, mirați-vă că voi trăiți. Așa. Pentru că judecata, da, de fapt, ar fi trebuit să vină, cu toții ne-am calificat, exact, pentru... Și spune, dacă nu vă pocăiți, veți pieri la fel, da, adică cum? Fără drept de apel, ce mai poți să îndreți? Neașteptat și nepregătiți. Neașteptat, vine, e o surpriză și judecata va fi o surpriză. Veți pieri la fel înseamnă că judecata va veni ca surpriză și nu mai este... Și pe un fond de nepregătire pentru cei mai mulți. Și nu mai este șansa de a de mai face ceva. De asta se impune trezirea și ar trebui să strigăm, stimați telespectatori. Absolut. Deci nu vorbim ca să nu tăcem, așa, ci dorim să ne salvăm. Noi, copiii noștri, țara noastră și așa mai departe. Iată că securea a fost înfiptă la rădăcina pomilor și îl anunță pe Hristos care vine să-și curețe aria cu lopata lui. Și când Ioan va ajunge în închisoare, el are un moment de criză, pentru că pe tron era tot păgânul de Irod și Irodiada, care până la urmă cere capul Irodiada lui Irod și Irod îl omoară. Nu mă mir că el a zis către ucenicii lui, duceți-vă totuși să întrebați, eu am zis că vine cu securea și cu lopata și face rânduială aici în țara asta. Și uite-te că rânduiala nu există. Pe tron e tot nedreptatea și corupția și păcătoșenia. M-a închis în prizonierul lui. Iar eu mor în închisoare. Și Domnul nu zice, o, Ioane, am uitat de tine, dar să vezi că mâine dat decretul de eliberare. Nu, zice, duceți-vă și, și spuneți-i ce vedeți și auziți. Adică semnele mesianice din Isaia sunt împlinite în mine. Eu sunt Mesia. Numai n-ai înțeles că partea a doua a prorociei tale nu se împlinește. Acum am trebuit să aștepți 2000 de ani. Acum e anul de îndurare, va veni și ziua, și de, ziua răzbunare. De răzbunare. Da. Semnele acestei treziri sunt foarte evidente, așa cum am citat deja din Matei 3, pocăință, mărturisarea păcatelor, iertarea păcatelor, fapte vrednice de un om care se numește credincios, care se numește creștin, cum zicem noi. Adică schimbarea vieții de fiecare zi, pentru că în Luca avem iarăși un text foarte frumos, vin tot felul de categorii de oameni la el. Noi suntem... Haideți să mergem înspre aceste categorii. Să citim. Luca, poate capitolul 3. Sunt dintre cei care ne urmăresc și în aceste categorii și vor să știe concret ce așteaptă Dumnezeu de la ei, de la noi. Mai ales că trăim niște zile în care s-au schimbat guvernele, nu?
Și ce fac cei care au puterea în mână? E riscant să ai puterea în mână, că o poți folosi pentru tine în loc să-ți slujba poporului, să-ți slujești ție însuți. Și vin la el în Luca 3, de la versetul 10. Noroadele îl întrebau și ziceau, poporul, gloata, nu, ce ies în stradă și cer schimbarea guvernului. Dar noi ce să facem? Drept răspuns, el a zis, cine are două haine să împarte cu cine n-are niciuna și cine are de mâncare să facă la fel, să împartă cu semenul. Au venit și niște vameși să fie botezați, funcționari de stat, am zice noi, nu? Care au vama pe mână, pot să iei mai mult sau mai puțin, o parte pun în visteria statului și o parte în buzunarul lor, nu? Și vine DNA-ul să-i prindă, da? Și noi ce trebuie să facem ăștia de la DNA, am actualizat noi? Așa, și Domnul spune, noi ce trebuie să facem, învățătorul? El le-a zis, să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați, adică respectați legea domnilor. Ăștia de la ANAF, de la finanțe care vin în control. Așa, de la ANAF. Eu sunt departe de țară și le mai încurc. Vine poliția, nu? Jandarmeria, armata, niște ostași le întrebau și ei și ziceau, dar noi ce trebuie să facem? El le-a răspuns, aveți arma, nu? Forța, puterea, așa? Să nu stoarceți, adică să nu forțați nimic, să nu stoarceți de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu salariile voastre. Adică, cu alte cuvinte, nu mită, nu șpagă, sau cum se zice aici în România, nu? Nu corupție. Nu pentru... decizii judecătorești și, da, împotriva. Nu justiție nejustă, da. Nu? Așa. Deci iată că trezirea e un lucru foarte concret. Ce e trezire? E un element teologic așa care vorbim ca să nu dormim. Nu e vorba de asta. E vorba de schimbarea vieții și fiecare avem de schimbat păcatele noastre, nu le schimb pe ale vecinului. Dacă vecinul are probleme cu beția, el și-și rezolve problema beției, care îl lasă și bolnav și fără salar pe copii și pe nevastă. Dacă eu am problema mâniei, eu am de rezolvat problema mea înaintea lui Dumnezeu și îmi torturez nevasta și copiii și poate subalternii. Trezire înseamnă a-ți ajusta viața după chipul lui Dumnezeu, după chipul lui Hristos. Care au fost semnele trezirii Evanghelie. De atunci și care sunt acum? Semnele, cum am spus, au fost pocăință, iertare, mărturisire, schimbarea vieții și legământ. Legământ în apa botezului, legământ făcut la maturitate. Aici este o mare eroare în creștinism, că, ca să fim siguri că merg în cer, îi botezăm pe copii mici, ceea ce e o mare eroare, biblic și absolut biblic, este botezul conștient la maturitate în urma acestei acte pocăință. Și dacă moare copilul înainte de a se boteza la maturitate? Păi nu botezul mântuie, ci pocăința. Botezul vine să pecetruiască ca un fel de legământ public. Botezul este imaginea în plan exterior a unei realități interioare. Da, a murit cel vechi. Ca așa facem, îl scufundăm în apă, a murit cel vechi, așa, Iacob cel vechi sau Ezechiel cel vechi, l-am scos de acolo viu pentru Dumnezeu. De dar nu atunci se petrece... Dar nu atunci, eu nu mă spun public ceea ce poate s-a petrecut cu o lună, cu un an înainte, o realitate interioară, o exteriorizez printr-un act public, ca o mărturie publică. Că și totuși, atunci și acum, a face un astfel de act... Era pur și simplu o sfidare a majorității, deci o ieșire dintr-un anturaj și o atașare de alt anturaj. Acum, sigur, botezul lui Ioan a fost una, botezul lui Iisus a fost altceva prin profunzimea lui și botezul creștin este altceva. Deci nu putem să facem similitudini perfecte între botezul lui Ioan, care era un botez al pocăinței, și botezul creștin, care este și al credinței și al identificării cu Hristos. Ei nu s-au identificat cu Hristos. Foarte interesant. Adică ce spuneam noi la alte treziri, da. Baza morală pe baza căreia Dumnezeu ierta era necunoscută la Ioan, să spunem așa. Da. Așa. Și de aceea, după știa ce... că mila lui Dumnezeu, dar cum rezolvă Dumnezeu în ceruri, că Dumnezeu avea probleme nu cu diavolul, ci cu dreptatea lui. Asta era problema lui Dumnezeu. Cum îl iert pe cel vinovat? Pe ce temei? Cine plătește? După ce s-au botezat, tot norodul s-a botezat și Iisus și botezându-se și-a asumat practic păcatul nostru, că el nu trebuia să se boteze, el n-avea nevoie de botezul pocăinței. De aceea zic că botezul lui Iisus era... El nu era un botez al pocăinței, dar era botezul morții. El în momentul botezului în apă a spus,
încep lucrarea și știu... Și al identificării exact, cu noi. Și al identificării Luther cu noi. Zicea da. Că un paradox, era cel mai nevinovat om și totuși cel mai păcătos om în sensul asumării ca miel al lui Dumnezeu da. A păcatelor întregii și lumii. Prin botez el a spus, îmi asum moartea pentru voi, mă scufund în apă, mor pentru voi și trăiesc pentru Dumnezeu să mijlocesc pentru voi. Deci botezul e tot moarte și înviere și la Iisus, dar nu pentru el, ci pentru noi. Identificarea cu noi, cum ai spus. Și lucrarea lui a fost scurtă, a fost condensată, puternică, probabil tot așa ca și Domnul Hristos, vreo 3 ani de zile, nu? Cu 6 luni înainte a murit. De ce l-a lăsat Domnul Hristos sau Dumnezeu, Tatăl, să moară? Noi ne gândim că marea binecuvântare să mai apucăm o zi, să mai apucăm un an. Pentru Dumnezeu lucrurile cu totul altfel se văd. Dacă ți-ai împlinit chemarea, menirea, dacă ți-ai împlinit slujba la care ai fost chemat, Domnul zice, bine slugă bună și credincioasă, vină în odihna stăpânului. Pentru noi cei de jos e o pierdere. Până la urmă cineva m-a întrebat, dar de ce nu a trăit Iisus Hristos măcar 70 de ani? Dacă e tot de murit, să moară moșul la 70 de ani. De ce la 33 de ani și jumătate? Pentru că și-a împlinit chemarea și atât era și-a lăsat restul de făcut pentru ucenicii lui și-a pecetluit este primul trezitor care moare de altfel care moare ca și martir, nu de o moarte naturală. Dar revenind un pic la problema botezului este vrednic de spus ceva, ci de unde a apărut botezul acesta? Că mulți spun, măi, l-au adus americanii, l-au adus pocăiții, cine a adus botezul ăsta aici? Sau într-o zi s-o năzărit lui Ioan? Măi, ar trebui să fac ceremonia asta ca să... În istoria biblică este consemnat că botezul în apă a fost înainte de Ioan. Era ceremonia prin care un neevreu devenea prin convertire la legea lui Moise, la credința lui Israel, devenea evreu. Și atunci ca să marcheze acest proces în care neevreul moare și îl îngropăm și scoatem din apă un evreu. Și pentru ca să fie foarte clară... Vine Ioan Botezătorul cu bomba. Și pentru ca să fie foarte clară schimbarea aceasta... îi schimba și numele la botez. Și se și practică în unele biserici acum schimbarea de nume. Toma, ca să știi că a murit cel vechi, eu sunt Ezechiel, m-a îngropat Ezechiel și m-a scos Vasile de acolo sau altul, să-mi schimb numele ca să știu și eu că sunt un altul, să marchez foarte clar și bine, eu mă desfătă cu bomba. Nu numai neevrei, voi și aici prin străinarea de Dumnezeu aici este marele șoc. Neiudei, mai exact. Ioan vine și spune am ajuns noi, poporul lui Dumnezeu, mai rău ca păgânii. Dacă pe păgâni trebuie să-i botezăm, să-i facem evrei, am ajuns așa de înstrăinați de Dumnezeu că se face că și noi avem nevoie de a muri omul cel vechi și de a ne ridica din apă un om nou care să trăiască pentru Dumnezeu și să slujească pe Dumnezeu. Deci iată că și Ioan spune foarte clar când îl prezintă pe Hristos. Cel ce mi-a poruncit să botez. Deci Dumnezeu i-a poruncit, Ioane, aplică botezul la evrei de acum. Nu Ioan a zis, uite, mi-a venit o idee. Nu. Mântuirea e revelație și prin prorocii săi Dumnezeu și-a descoperit mântuirea. Și dacă vrem să facem reforme în biserică, o reformă în 2000 de ani, în orice biserică, o reformă adevărată, nu înseamnă a inventa ceva nou și a mai adăugat ceva la Scriptură ca să avem o tradiție mai groasă. Nu. Ci orice reformă în viața spirituală a bisericii înseamnă a reveni la ce a fost la început. Și la început a fost exact cum vorbim noi astăzi despre începuturile credinței. Foarte interesant că Ioan Botezătorul prefațează lucrarea Domnului Iisus între altele și legând propria lui acțiune de a-i boteza pe oameni de un botez viitor al Domnului Iisus. Spunând, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar vine unul care vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. De ce
marea majoritate a poporului evreu care au fost botezați nu le-a folosit prea mult, că până la urmă l-au răstignit pe Hristos. N-au înțeles oare botezul despre care vorbea că îl va face Iisus și nu l-au experimentat acei oameni? Botezul în Duh, botezul cu foc? Da. O problemă mare este de-a lungul întregii scripturi, ar merita asta să facem un șir de emisiuni, este că din cauza păcatului, Duhul Sfânt s-a retras de la omenire. În Geneza 6 ne este înregistrată hotărârea lui Dumnezeu de a-și retrage Duhul. Duhul meu nu se va lupta pururea cu omul, pentru că, și explică de ce, pentru că omul nu-i decât o carne păcătoasă. Duhul Sfânt, pentru că e Sfânt, nu poate sta cu păcatul împreună. Așa că încet, încet s-a retras de la omenire și Biblia și toți prorocii promit că vine vremea când va fi rezolvată problema păcatelor ca să poată veni Duhul. În Ezechiel, de exemplu, sunt versete foarte frumoase. Voi încheia un nou legământ, le voi spăla nelegiuirile, le voi spăla păcatele și voi pune un Duh nou în ei. Va fi Duhul meu, explic acolo cuvântul, care îi va energizam, zice noi, să poată să trăiască viața de credință în măsura. Nu doar o lege pentru exterior, cum era legea lui Moise, ci un stimulent, o motivație pentru interior, Dumnezeu locuind în noi prin Duhul Sfânt. Absolut. Deci ne bazăm pe resursele lui Dumnezeu, pentru că există o scuză în omenire și între oameni. Simpatizez cu Biblia, cu oamenii credincioși. Tot mai puțin sunt din ăștia. Așa, tot mai puțin. Zice, chiar și mie mi-ar plăcea, dar zice, sunt sigur că eu n-am să pot să țin această cale. Sigur că dacă ne-am bizuit pe noi, e sigur că nu putem să ținem. Dar ne bizuim pe resursele lui Dumnezeu care vine să spună, am să pun în ei focul meu, am să pun în ei Duhul meu, am să îi fac să poată să țină legile mele, cuvintele mele. Să nu audă doar o poruncă cum a fost cea de pe Sinai sau poruncile Domnului, ci să aibă un imbol lăuntric. Ceea ce însă e de încurajator este că și până la Hristos adevărații credincioși au trăit prin credință și prin Duhul lui Dumnezeu. Doar că a fost tot mai puțin și numai o rămășiță. De la Hristos s-a deschis ușa prin rezolvarea păcatului la tronul lui Dumnezeu în ceruri, încât diavolul nu mai putea să pârască pe frații noștri, cum zice Biblia. De ce îl ierți pe Moise? De ce îl ierți pe David? Plata păcatului ai spus, Doamne, că e moartea. Omoară-i pe toți. Și ei apelau la mila lui Dumnezeu, nu înțelegeau nici ei cum rezolvă Dumnezeu și n-a înțeles nici cerul până când Dumnezeu l-a prezentat pe Hristos și problema păcatului a fost odată pentru totdeauna rezolvată. În urma spălării păcatului, și este chiar o formulă care îmi place și am auzit-o la Sfinții lui Dumnezeu, unde sângele Domnului spală, Duhul Sfânt coboară. Pentru că acolo e locul curat. Și așa, era și procedura vechi testamentală. Mai întâi sânge și apoi unde lemnul, exact, simbol al Duhului. Mai întâi sânge și apoi unde lemnul. Și ăsta e gândul încurajator pentru cei ce ne ascultă. Avem 6 minute, pot să te adresez celor care... Pentru că îmi dau seama că în fața unor astfel de adevăruri scripturale, biblice, înalte, vorbim despre niște sfinți, de exemplu, că aveam botezătorul care e mai mare decât oricine născut din femeie. Și cineva poate să spună, apoi cine poate să fie? Ăștia-s bun, m-a depus în icoane, dar ăștia poate să existe, să umble pe străzile Clujului sau a României, astfel de oameni. Bineînțeles, asta este vestea bună, că Dumnezeu este Cel ce a coborât la noi ca noi să putem urca la El. Nu putem pe propriile noastre fapte și prin propriile noastre, măcar că și voința și înfăptuirea îți darul Lui și le punem în lucrare pentru ca să păstrăm credința și mântuirea noastră să fie sigură. Dar resursele sunt ale lui Dumnezeu, Cel ce dă putere trăitorului este Duhul lui Dumnezeu, este Cuvântul lui Dumnezeu, este părtășia cu sfinții care merg în aceeași direcție. Pavel spune, de exemplu, apropo de încurajarea prin a fi în echipa celor care fug spre mântuire,
fugi de poftele tinereții, împreună cu cei care fug și ei de poftele tinereții, izolat de unul singur. De aceea e nevoie de biserică, e nevoie de Duhul Sfânt, e nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu, în primul rând, care să deschidă ușa Duhului și Duhul să folosească cuvântul. E nevoie de biserică, pentru ca împreună cu ea să ne încurajăm unii pe alții la fapte bune și la o trăire sfântă. De aceea, noi nu vorbim niște lucruri care nu pot fi atinse, care nu pot fi gustate, niște adevăruri care nu pot fi experimentate. Am trecut prin ele noi, după pilda înaintașilor noștri, și îndemnăm pe toți care ne ascultă, este loc și pentru tine, sunt resurse și pentru tine, același Hristos care iartă, același Duh care împuternicește, același cuvânt care luminează mintea și știm ce avem de făcut și cum să lucrăm și să facem planuri alese pentru împărăția lui Dumnezeu și aceeași biserică sfântă. Măcar că în lume sunt două biserici, zice Biblia, biserica fecioară și biserica desfrânată. Trebuie să spunem aceste lucruri pentru că am avut chiar o șefă de-a mea, a trecut din viață, zilele trecute am fost la mormântarea dânsei și ea spunea, zice, să nu vorbești despre mântuire, despre biserică, despre Dumnezeu, că am citit istoria neagră din evul mediu a bisericii și ce fapte a făcut biserica, nu numai atunci, dar mă rog, poate atunci a fost un vârf al... Și atât i-am putut spune, să nu vă supărați, dumneavoastră nu reușiți să faceți deosebirea între biserica fecioară și biserica desfrânată, adică acea parte a bisericii care a părăsit credincioșia, a adormit în termenii în care îi folosim noi, s-a lepădat de ascultare și de credință în Dumnezeu și trăiește viața ca niște păgâni. O astfel de biserică va fi condamnată și judecata lui Dumnezeu este împotriva oricărui păcat și va începe de la casa Domnului sau de la biserică, de la biserica desfrânată pe care va fi pedepsită. De aceea se cere o trezire. Dumnezeu nu vrea nici o biserică și nici un membru, nici un om care se numește creștin să piară, ci să se trezească, să devină membru activ al unei biserici fecioare, care se păstrează curată doar pentru mirele pe care îl așteptăm. Atunci îl așteptau pe Hristos să vină prima dată în lume, acum îl așteptăm pe același Hristos să vină nu ca mântuitor, ci ca și judecător pentru cel netrezit și ca și mire pentru cel a cărui suflet feciorelnic îl păstrează treaz numai și numai pentru Dumnezeu și pentru împărăția Lui. Despre Ioan Botezătorul, evanghelistul Ioan are câteva cuvinte de spus care practic sintetizează misiunea tuturor trezitorilor, dar prin excelență Ioan Botezătorul a fost unul deosebit. Și el spune așa în prologul Evangheliei după Ioan, Ioan capitolul 1. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. Trezitorii sunt niște oameni trimiși de Dumnezeu. Că îi ascultă alții sau nu îi ascultă, asta e responsabilitatea acelor oameni, a audienței, să spun așa. El, Ioan, a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină cu el mare, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era, și adaug, este adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El, Iisus, era în lume, lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la Isaia, Isaia nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul sau autoritatea să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. La aceasta ne cheamă Dumnezeu să intrăm. Și pentru că timpul îmi permite, Biblia arată că afară sunt cei fricoși. În alte traduceri se spune cei lași. Celor lași le va fi fost teamă să se hotărască pentru Dumnezeu și își vor fi închis astfel inima în fața harului său. Domnul să ne păzească să fim niște fricoși și lași. Afară sunt cei necredincioși care vor fi refuzați să admită existența lui Dumnezeu și prin urmare să se încreadă în el.
Afară sunt scârboșii, se vor fi dedat la urăciuni condamnate de Scriptură, mai ales la vicii împotriva naturii. Și aici eu am versetele, dar nu le citesc. Afară vor fi ucigașii care vor fi disprețuit viața omenească comițând crime și genocide. Afară sunt curvarii care vor fi necinstit cele mai scumpe daruri ale lui Dumnezeu pentru oameni, cel al procreierii mai ales, și se vor fi dedat la patim scârboase și murdare. Afară sunt vrăjitorii care vor fi folosit practici interzise de Dumnezeu pentru a amăgi și a vrăji sufletele. Afară sunt și idolatrii care vor fi dedicat unor obiecte sau persoane închinarea care îi se cuvine doar lui Dumnezeu. Trebuie să fim extrem de atenți că închinarea îi se cuvine doar lui Dumnezeu. Cred că avem nevoie de o trezire și în acest sens. Biblia spune în Romani 1 că s-au închinat creații în locul Creatorului. Exact. Și în sfârșit afară sunt toți mincinoșii care vor fi refuzat adevărul pentru a trăi pe față în minciună. Un japonez idolatru a avut parte de Evanghelia lui Hristos, i s-a oferit Evanghelia și el a spus nu, nu vreau să fiu trezit la o nouă relație, religie, mă rog, credință, pentru că eu vreau să rămân cu idolii mei, că idolii mei mă lasă să fac ce îmi place. Să nu fie aceasta și problema noastră. O frază de încheiere celor care ne urmăresc. Aș încheia meditația noastră de astăzi cu dorința sinceră, adresându-ne de la inimă la inimă către fiecare ascultător, să ia în serios acest avertisment pe care îl tragem mereu și mereu din locul acesta, și anume să nu ne jucăm de-a somnul, de-a moartea, de-a ignoranța, de-a nepăsarea față de cele spirituale într-o lume materialistă care aleargă doar pentru ziua de acum, pentru nevoile trupului, pentru plăcerile de o clipă ale păcatului, ci să luăm aminte, pentru că Dumnezeul dragostei strigă și prin Credo TV cu un singur scop, ca să auzim glasul celui care strigă în pustie, nu în pustia iudeii, ci în pustia acestei lumi. Din punct de vedere spiritual, lumea e o pustie, iar noi, alături de alte milioane de creștini, strigăm din toată inima noastră ca și niște ambasadori al lui Hristos. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Așa spune Apostolul Pavel. Sunt trimisul lui Dumnezeu, ambasadorul lui Dumnezeu, și vă rog fierbinte în numele Domnului Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu, ca să fim împreună nu doar pe pământul ăsta 50, 60, 70, 80 de ani, ci să fim în vecii vecilor cu Dumnezeul nostru, să fim ca El, cu El, de aici începând și până la infinit. Cine are urechi de auzit să audă, fie să-L cunoaștem pe Domnul și cunoscându-L să fim treziți spiritual și să fim oameni noi pentru o lume nouă. Ea este gata să se instaureze împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Mulțumim Ezechiel, mulțumim celor care ne-au urmărit, să-L cunoaștem pe El.